Oaia capul negru de Telerman a devenit un simbol pentru crescătorii de animale și în același timp o mândrie pentru telermaneni. O oaie care a făcut performanță și să spunem este reprezentativă pentru acest județ. Din punctul meu de vedere, este cea mai bună oaie vorbim cea mai, în primul rând, de o cantitate oaie mixtă, de cantitate mare și de lapte și de carne, fiind o oaie masivă, ajunge la 80 de kg, 70-80 kg. Greutatea corporală vie. Avem tradiție la oaia aceasta, o creștem de foarte mult timp, de la bunicii mei au plecat, părinții, și pe urmă am preluat noi. Are un spor foarte mare de creștere. Deci un miel în două luni jumate, deja ajunge la 40 de kilograme. Dacă este hrănit animalul cum trebuie, deci din punctul nostru de vedere, eu zic că este o oaie foarte bună. Nu poate să o bată altă oaie. Sunt rase de carne, într-adevăr, care sunt numai de carne. Posibil să aibă să fie, dar ca masă corporală nu poate, că are lungime, are unde să pună carcasa, de exemplu, pe carcasă, dacă este Lungă, cu cât e mai lungă, cu atât să așează și carnea și eu Adică nu poate să o depășească una care, chiar dacă este de carne și e specializată, sunt uii foarte scurte astea în general, astea numai de carne. Astea care sunt și de lapte și carne, sunt oi care, din punctul meu de vedere, nu s-au dat mii la tir înainte la noi la județ aici. Deci mie, primii miei care pleacă în februarie, pleacă din zona Teleormanului. În primul rând ne-a atras la această ovină că are mai multe, avem și lapte și carne. E, și e rasa noastră de zonă, noi așa am crescut de, de mult, de când mă știu eu am avut această rasă. La fătare are undeva la 7 kg, 8 kg, de exemplu se vede... Chiar și 2000, majoritatea uilor mele, de exemplu ce am aici, am numai cu câte 2000, fotate. Majoritatea face câte 2000 și bun.